Salut! Am revenit cu informațiile pentru cea de-a 11-a săptămână de sarcină. Astăzi, practic, am 11 săptămâni și 3 zile. Nu pot să spun că sunt schimbări foarte mari față de săptămâna trecută. Pot să spun doar că au apărut mici schimbări, dar nu în sensul bun. Ce pot să spun? Mi-au apărut coșuri pe spate, destul de multe, spun eu. Pe față nu mi-au apărut așa multe, decât 1-2 pe aici, pe acolo, dar pe spate mi-au apărut destul de multe, în special în zona aceea unde vine sutienul, unde probabil am și purtat non-stop sutien, pentru că mă dura foarte tare sănii. Și din această cauză am optat acum pentru niște bustiere de bumbac care să-mi susțină sânii, dar să nu fie, nu știu, să fie mai comode, zic eu, să vedem dacă apare vreo îmbunătățire. Oricum, de când am avut vreo 2 zile în care nu am purtat sutien și pot să spun că, într-adevăr, coșurile au început să se vindece și nu au mai apărut altele noi. Ce să vă mai spun? Săptămâna trecută vă spuneau că au început să dispară grețurile. Ei bine, săptămâna aceasta au reapărut. Deci, practic, 2 zile pot să mă simt excelent, să nu am nimic și a treia zi să-mi fie greață. Și în special în prima parte a zilei, lucru care la mine nu prea s-a întâmplat până acum. Pofta de mâncare a rămas, deci în continuare pot să mănânc, dar nu în prima parte a zilei, pentru că am grețuri. Deci pot să mănânc așa, cam după prânz, dimineața mai puțin. Și deși simt nevoia să am ceva în stomac, încerc să mai rumțui câte un biscuite, câte ceva, ca să am totuși ceva în stomac, dar nu, efectiv nu pot să mănânc. Pofte. Nu am pofte, sau cel puțin nu am observat așa o poftă anume, dar cum am tot spus până acum, prefer în continuare mâncărurile sărate sau acre, iar eu eram fană dulciuri. Deci, poate pare puțin ciudat, dar eu înainte, când mâncam mâncare, deci întotdeauna lăsam loc pentru desert. Deci niciodată nu s-a pus problema ca eu să mănânc desert după masă. Ei bine, acum, chiar acum nu de mult, am preferat să mănânc 3 porții de ciorbă și să renunț la desert. Deci desertul erau clătitele cu ciocolată. Ei, eu am renunțat la clătitele cu ciocolată în favoarea 2 porții de ciorbă. Da. Nu știu ce să spun, v-am mai zis, sunt foarte multe mituri, cum că dacă preferi sărat sau acru e băiat, dacă preferi dulce e fată. Nu știu, am o programare peste săptămână la medic și e posibil să se vadă atunci. Au fost cazuri în care s-a văzut. Deși nu contează foarte mult, dar sunt curioasă, sinceră să vă zic, chiar sunt curioasă să văd ce este. Deși am avut și pofte de dulce, dar le prefer în continuare pe cele sărate, asta este clar. Un lucru care începe să mă afecteze din ce în ce mai tare este faptul că nu prea pot să dorm. Adică mă trezesc foarte devreme, pe la 4-5 dimineața, de cele mai multe ori pentru că trebuie să merg la toaletă și după aceea nu mai pot să dorm. Deci este foarte deranjant și uneori seara, deci mi este foarte, foarte somn, mă bag în pat și nu mai reușesc să dorm. Deci stau așa o oră, două, mă uit pe pereți și nu mai pot să dorm. Este un lucru de care chiar mi-e dor să dorm o noapte ca coadă. Chiar mi este foarte dor de lucrul acesta. În rest, nu prea s-a mai schimbat mare lucru. Fac ce făceam și până acum, mai fac sport, mai ies pe afară, așa ocazional. Nu s-au schimbat. Deci chiar din punctul ăsta de vedere nu s-au schimbat. Pot să spun că m-am îngrășat. Deci față de acum
10 zile, cred, când am făcut celălalt filmuleț, m-am îngrășat un kilogram. Așa. Iar în talie, data trecută aveam 64 de centimetri, acum am 65. Și în jurul buricului am 76 de centimetri. M-am măsurat mai devreme. Acum nu știu dacă chiar am 76 de centimetri sau sunt și puțin balonată, deci chiar nu știu. Voi încerca să mă măsor dimineața de acum încolo, că atunci pot să observ cel mai bine cum stau lucrurile. Eu nu mai am deocamdată nimic de spus. Dacă aveți întrebări, aștept să mi le postați în comentarii. Și vă voi arăta burtica acum. Așa se vede din față. Da? Din lateral. Sunt, dacă se observă. Din cealaltă parte. Eu am observat că a început să crească, deci chiar a început să crească. Așa, și acum folga lisită. Se poate observa un pic așa, că începe să se formeze ceva. Și oricum îmi simt așa și stomacul împins în sus și toate organele mi s-au deplasat. Da. Cam atât. Bun, cam asta e. Vă mulțumesc că vizionați filmulețele. V-am pupat!